și justiția, să nu ne suspectăm unii pe alții că ne vânăm, să vânăm lupi și mistrezi, nu cerbi. Pentru că lupii nu pot să-i agăți pe perete ca pe trofeu, ci numai cerbii. Nu ne putem salva decât toți odată. Nu ne putem salva pe rând. Nu ne putem salva decât toți odată. Nu ne putem salva pe rând. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Este fără îndoială declarația momentului făcută de către domnul Varujan Vosganian de la ALDE. Nu ne putem salva decât împreună, nu ne putem salva pe rând. Apropo de modificările la codul de procedură penală votate pe repede înainte aseară, la ora 22, ce coincidență, știți că și cu ordonanța 13, tot la ora 22, ieșise domnul Florin Iordache în conferință de presă, aseară, târziu, a fost votat codul de procedură penală, foarte multe modificări cu cântec și o să le discutăm la această emisiune. Am văzut și foarte multe reacții venite chiar din zona aceasta a judecătorilor și a procurorilor, care spun nici mai mult, nici mai puțin decât că mii și mii de dosare se vor clasa pentru că nu mai au instrumente procurorii de a le cerceta. Așadar, nu ne putem salva decât împreună, nu ne putem salva pe rând. Să țineți minte această declarație făcută de Varujan Vosganian, pentru că vom vedea consecințele. O să analizăm ce s-a întâmplat ieri în Parlament, dar mai avem și alte subiecte pregătite. Să vă prezint invitații. Domnul Adrian Cuculis, avocat, bine ați venit. Și Răzvan Chiruță, jurnalist la Newsweek. Bine ai venit, Răzvan. O să vorbim și despre efectele catastrofale ale modificărilor codului de procedură penală și îi rog pe colegi să ne pregătească materialul. Îl avem, să-l dăm pe post și apoi intrăm în discuție. Să repare tot ceea ce dumneavoastră ați făcut acestei țări, fără penali în funcții publice. Vă rog, mulțumesc, vă rog, mulțumesc. Doamna Turcan, explicarea votului. Eu nu mai suport! Eu vă previn că nu mai vin în Camera Deputaților dacă se tolerează astfel de gesturi. Mulțumesc. Vă rog, faceți sesizare la biroul permanent și vom vedea ce situația a fost, că nu știu. Să știți că unul din colegii aceia făcea niște jigniri inadmisibile pe Facebook în timp ce noi eram aici în sală. Deci cu asta se ocupa, stimați colegi. Noi nu mai trebuie să tolerăm așa ceva. Nu mai trebuie să acceptăm să fim jigniți în permanență în numele unei așa zise libertății a cuvântului. Nu aveți altă motivare care să vă țină în jurul domnului Dragnea decât accesul la resurse. Este o realitate. Din momentul în care ați câștigat puterea, nu v-a stat gândul decât la cum să puneți mâna mai repede pe justiție, să o controlați și să salvați șefii de partid și în același timp să le albiți dosarele. Dumneavoastră, ca coaliție majoritară, să nu mai aveți niciun interes să dați socoteală cetățenilor români. Dar dumneavoastră va trebui să dați socoteală partenerilor externi într-o zi. Și ce se întâmplă azi aici, e o bătaie de joc. Discutăm după plen amândoi. Ați dat drumul infractorilor în țara asta. Cum puteți să-i mai chemați pe români în țară, spunându-le să îndrăznească să creadă? În ce? Cum mai puteți trăi cu atâta ipocrizie? Da, ăsta a fost circul din Parlament, pentru că nu vă imaginați că s-a votat așa pe repede înainte, fără represalii. Cei de la PNL și USR au făcut scandal, dar degeaba, până la urmă, codul de procedură penală a fost votat. O să vedeți și reacțiile celor din justiție, pentru că astea sunt cele mai avizate. Noi putem să facem o analiză oarecum superficială, pentru că nu suntem de meserie judecători, procurori, ca să putem să emitem astfel de păreri. Domnule avocat, încep cu dumneavoastră, că veniți tot din zona asta și puteți să faceți o analiză mai bună. Oamenii spun că prin acest cod de procedură penală, prin modificările aduse de majoritatea aceasta parlamentară, nu se face altceva decât să se dea drumul infractorilor, practic, la nelegiuiri. Pentru că e îngreunată foarte multă ancheta și o să le luăm pe bucăți, să vedem ce au modificat ei
în Parlament, și cu denunțătorii, și cu definiția suspectului, și cu, asta mi se pare cea mai tare, dacă ai luat în prima instanță achitare, nu mai are voie instanța superioară să mai modifice. Păi să le desfințăm atunci instanțele superioare, de ce le mai plătim? Sunt câteva dacă aspecte. Rămâne definitivă decizia din prima instanță. Sunt câteva aspecte, sigur că... O parte dintre modificări cred că vor fi privite cu ochi buni, dar o parte dintre ele sunt absolut halucinante. Haideți să vă dau un exemplu. În momentul în care spui că atâta vreme o instanță ierarhic superioară instanței de fond, o instanță de recurs, o instanță de apel, nu mai poate schimba hotărârea de achitare decât dacă există probatoriu suplimentar, asta înseamnă din start că ai desființat orice fel de cale de atac împotriva hotărârii respective. Asta înseamnă că parchetul, în momentul în care se formează un dosar, sigur, ăla e probatoriu, nu mai vine cu un alt probatoriu în timpul procesului, decât în cazuri excepționale. Și instanța de fond a aplicat o măsură de achitare și totuși, și fără să jignesc instanța de fond, în instanțele de fond discutăm de judecători care sunt în primul prag al carierei lor. Ulterior, când promovezi printr-un examen, asta înseamnă că, de fapt, ai căpătat o anumită experiență și poți să hotărăști în mod definitiv într-o instanță ierarhic superioară. Dar în momentul în care ai o hotărâre judecătorească absolut neatacabilă, asta presupune că din start, prin modificarea adusă codului de procedură penală, nu faci nimic altceva decât să elimini calea de atac și dacă s-a obținut o achitare, ai terminat. Există ceva prin lumea asta mare? S-a mai pomenit așa ceva? Că mie mi se pare halucinant. E împotriva, cum vrea să spuneți dumneavoastră, împotriva firii juridice, dacă vreți. Care mai este sensul? Care mai este sensul? De ce mai merge acel dosar dacă rămâne definitiv acea achitare? De ce se mai duce la instanță superioară? Păi aici, aici există frântura de logică juridică pe textul de lege. Că în momentul în care ai deja achitarea respectivă, nemai existând niciun alt probatoriu suplimentar, tu ai deja o soluție predefinită în instanța de apel. Adică tu știi cumva, dacă vreți, se antepronunță instanța prin efectul legii. Eu spun că este profund neconstituțională prevederea respectivă și cu siguranță vom asista, așa cum am asistat și în urmă de când a intrat în vigoare noul cod penal, noul cod de procedură penală, la 10 spre sute de articole ce au fost declarate neconstituționale. Dar cum vă explicați dumneavoastră faptul că în momentul în care vrei să faci un denunț, dacă au trecut mai mult de 6 luni de zile, să intervină o decădere? Asta înseamnă că dacă tu știi despre o anumită faptă care s-a petrecut, să spunem, acum un an de zile, dacă vii și faci denunțul respectiv în cadrul unei urmăriri penale, intervine un termen de decădere care este preluat cumva dintr-un termen din civil, dacă vreți, un termen de prescripție inventat în acest nou cod de procedură. Dar cum se determină? Cine determină când a luat la cunoștință persoana respectivă? Eu pot să spun că a luat la cunoștință acum o lună. Cum se face controlul ăsta? Poate păi, 6 luni de la petrecerea faptului. De la petrecerea sau de la luarea de când s-a produs infracțiunea respectivă, de atunci se pune calculul. De fapt, care este miza? Care este ținta? Adică miza e clară. Îngreunarea anchetei. Sigur, nu? Dacă sigur. N-ai făcut denunțul în 6 luni, la revedere. Spre exemplu, am auzit în material și aici o să închid pe partea de elemente nocive, să spun așa. Am auzit mai devreme material că se spune, că s-a spus că vor fi foarte mulți eliberați. Și sunt de acord cu afirmația și vă spun și de ce. Textul de lege din noul cod ne vorbește despre un termen de un an de zile din momentul începerii urmăririi penale in rem, adică asupra faptei propriu-zise, și până la momentul începerii urmăririi penale asupra persoanei respective. Păi sunt probabil mii de dosare care au termenul respectiv depășit. Și știm foarte bine că în penal se aplică întotdeauna legea favorabilă și se vor aplica aceste prevederi odată intrate în vigoare asupra dosarelor aflate în urmărire penală, celor care au fost trimise în judecată și vom asista pe bandă rulantă la achitări. Cam câte dosare apreciați noastră că se vor închide? Sunt mii, probabil. Dar un judecător sau un procuror, care a scris astăzi pe Facebook că el calculează că va trebui să închidă 1500 de dosare numai pe care le are el. Deci mii, probabil. Deci mii, probabil vor fi sau mii. Zeci, sau cine zeci, știe. Da. Gândiți-vă puțin că există și acum mă gândesc la o chestiune ce cu siguranță îi vizează pe foarte mulți dintre locuitorii acestei țări. Avem foarte multe dosare pe infracțiuni la regimul rutier, băutura alcoolică la volan și așa mai departe. Dosarele astea, fiind foarte multe, au și un termen lung de instrumentare. Se începea urmărirea penală asupra faptei și se dădeau soluțiile de începere urmăririi penale asupra persoanei după 2 ani, 3 ani de zile. Gândiți-vă că o să avem numai de acolo
absolut mii de dosare care vor fi închise. M-ați întrebat un procent, nu știu, 30%, poate eu mai mult. Eu cred că 80%. Nu putem ști. Da, nu, e o cifră pe care chiar nu pot să o pronunț. Da, haideți să mergem la Palatul Cotroceni. Sunt declarații Claus Iohannis cu Miroslav Laicea. Pentru ordinii globale bazate pe norme și principii. Și am subliniat că respectarea dreptului internațional a constituit și este o constantă pe care dorim să ne construim politica. Organizația Națiunilor Unite a fost înființată după o mare catastrofă globală cu scopul de a crea un cadru care este în situația de a menține pacea și rămâne cel mai reprezentativ și legitim for global. Iar România a fost și rămâne un puternic susținător al activității ONU, iar într-o lume în care de multe ori valorile tradiționale pe care le-am adoptat și noi sunt puse sub semnul întrebării, am reiterat sprijinul nostru ferm pentru abordările multilaterale. La provocări comune nu putem vorbi decât despre soluții colective, iar ONU, în special Adunarea Generală, oferă cea mai amplă platformă de consultare și dialog pentru găsirea acestor soluții. Totodată am discutat cu domnul președinte al Adunării Generale despre președinția României al Consiliului Uniunii Europene, care va începe la 1 ianuarie, va dura 6 luni de zile și în acest timp noi ne vom exprima și vom fi adepții unui parteneriat foarte strâns între Uniunea Europeană și ONU. Iar în ce privește alte aspecte ale discuției de astăzi, cred că este bine să subliniez că am discutat evoluții regionale și domnul președinte este un foarte bun cunoscător al regiunii noastre și mă bucur foarte mult că am reușit împreună să identificăm o trăsătură comună care poate deveni importantă. Amândoi suntem convinși că relația transatlantică este extrem de importantă, este parte din nucleul valorilor noastre. Am discutat de asemenea aspecte de securitate, Marea Neagră, inițiative care țin și de securitatea și de dezvoltarea Mării Negre. Am discutat aspecte care țin de dezvoltare la modul general și aici aș vrea să reiterez importanța așa numite agende 2030 pentru dezvoltare durabilă. O agendă dezvoltată de ONU și care a fost practic adoptată în 2015, extrem de importantă nu numai pentru dezvoltarea regiunii noastre, dar și pentru regiunea noastră. Domnul președinte s-a implicat extrem de mult într-un document care este aproape de finalizare. Este vorba despre compactul global privind migrația sigură, ordonată și reglementată. Avem semnale că negocierile se vor finaliza în curând și vor fi încununate de succes.
pentru acest lucru și pentru felul în care domnul președinte Lajcsák s-a implicat în dezvoltarea ONU, l-am felicitat și cred că este un lucru care e important pentru noi, ca un politician foarte bine profilat din regiunea noastră, a ajuns nu doar să fie președintele adunării generale, ci a ajuns să fie un președinte care și-a pus o marcă distinctă pe această președinție, care, chiar dacă nu s-a încheiat încă, putem să spunem că a fost un succes. Domnule președinte, vă felicit și vă dau cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's my great pleasure to be here in Bucharest today, and I want to thank President Iohannis for his kind invitation for me to visit Romania, which I gladly accepted, and it gave us an opportunity to continue our dialogue that we are holding in different places. I am also very pleased that, as a part of my visit to Bucharest, I was awarded Doctor Honoris Causa title by the National University of Political Science and Public Administration earlier today, and for me this is yet another proof of Romania's support for multilateralism and for the United Nations. As Mr. President just said, we met at the beginning. Da, declarația așadar la Cotroceni a venit Miroslav Lajcsák, președintele Adunării Generale ONU. L-am auzit și pe președintele Klaus Iohannis mai devreme. Vorbim despre subiectele care țin de politica regională. Știți ce curiozitate aș avea, domnilor? Oare aceste întâlniri, aceste discuții, iată, cu președintele Adunării Generale ONU, cu adjunctul secretarului de stat american, da, a venit Wes Mitchell, toate întâlnirile astea sunt întâmplătoare, nebunia asta care are loc în ultimele luni în România? Nu știu dacă sunt întâmplătoare sau nu, dar par să nu mai aibă niciun efect. Adică, cred că până acum e prima dată când Parlamentul adoptă lucruri ca cele de ieri cu un emisar american în țară. De obicei, până acum mai amânau că totul e ok, sau mimau democrația, sau se mai temeau, se mai speriau când venea, să nu uităm, când a venit Victoria Nuland, Victor Ponta a fugit, pur și simplu a dispărut. Practic, astăzi Wes Mitchell înțeleg că s-a întâlnit cu Liviu Dragnea și ambasada Statelor Unite a confirmat acest amănunt. Problema este că... Iar jurnaliștii au făcut o legătură cu acceptarea lui Vlad Selasie. Nu știu dacă are neapărat legătură, dacă a avut... Da, asta e o altă poveste foarte, foarte tristă, aș zice eu, pentru că, iată, Vlase a votat pentru modificările de la Codul de Procedură Penală, deci viitorul, dacă rămâne așa, viitorul director al SIE a votat ca să iasă din închisori infractori, să fie eliberat. Asta mi se pare un lucru foarte trist pentru România, ca șeful SIE, șeful unui serviciu secret extern a unui stat UE și NATO, să voteze cu mânuța lui să iasă din închisoare infractori, să se închidă dosare penale și toate lucrurile astea. Problema, discuția este până la urmă, și asta e teoria mea, de unde atâta grabă? De ce era atât de important ca să fie votate lucrurile astea luni? Dar credeți că se mai implică partenerii noștri americani, de exemplu? Știți că mai ales ambasada Hans Klemm, cel mult hulit la București, tot timpul avea niște reacții, tot timpul avea niște intervenții, se ducea să discute cu ei. Acum pur și simplu este liniște. A intrat și Curtea Constituțională în joc și deja e cam închis jocul. De vreme ce s-a decis la Curtea Constituțională, ei ce să mai zică? Nu respectați decizia Curții Constituționale? Da, bun, ambasada Statelor Unite nu poate să intre în asemenea hal în treburile interne ale unei țări ca să spună, dom'le, nu respectați. Nu au cum să facă lucrul ăsta. Oricum, Klemm e pe plecare, deci nu-l mai interesează. Și până la urmă, la urma urmei, americanii își caută un partener de discuții și la cum arată lucrurile în prezent, pare că Dragnea este cel care coagulează cea mai multă putere. Vedem că Klaus Iohannis rămâne, sau președintele, rămâne cu atribuții din ce în ce mai puține. Americanii au interese în zonă și dacă ne uităm... Și dacă ne uităm și în
Statele Unite ale Americii, ați văzut Donald Trump cum îi ceartă pe anchetatorii lui, deci e o situație... Exact, și chiar era un recent, acum duminică, sau cam, era un articol în New York Times în care se spunea despre Liviu Dragnea că folosește aceeași retorică ca Donald Trump. Deci probabil că se... Da, nu e aici, dincolo de asta sunt interesele americane în zonă, care oamenii au nevoie de un partener de dialog. Klaus Iohannis, inclusiv pe politica externă, Klaus Iohannis cam fost scos din joc după povestea cu ambasada Israelului, adică Liviu Dragnea a transmis un semnal inclusiv americanilor că el este cel care ia decizii, care face lucruri, și atunci americanii impun democrația, da? Au și interesele lor personale și s-a dovedit în alte țări de-a lungul istoriei că nu au o problemă să colaboreze cu dictatori. Bun, deci în principiu partenerii americani au înțeles că... Cred că așteptăm prea mult din exterior. Cred că așteptăm prea mult din exterior și nu face nimic în interior. Haideți să facem... De la Bruxelles, de asemenea, cât mai puține reacții pe politică internă, și atunci cei de la PSD, majoritatea parlamentară, domnul Liviu Dragnea, este liber să facă ce vrea în Parlament. Cu mâna Parlamentului, cu mâna Curții Constituționale, se iau decizii care nu mai pot fi contestate. Dar voiam să ne mai uităm puțin la modificările astea, pentru că toată lumea spune, Doamne, ce au făcut până la miezul nopții, ce au făcut în Parlament. Dar trebuie discutate ce anume au făcut, de ce sună rău și pentru noi, că s-ar putea să ne gândim, bun, Liviu Dragnea sau politicienii vor să scape de închisoare. Ok, să scape de închisoare nu mă afectează pe mine. Atunci să... S-ar putea să ne afecteze și pe noi la nivel individual. Haideți să luăm o pauză de publicitate, să ne mai uităm la modificările pe care le-au operat ei rapid, așa, azi noapte, aseară, să spunem, în Parlament. Am revenit să vedem în continuare ce reacții au avut cei din magistratură în legătură cu modificările la codul de procedură penală. Această lege a fost aprobată, votată ieri în Camera Deputaților, for decizional. Haideți să vedem ce spun procurorii, judecătorii. Sunt bune modificările sau nu? Procurorii anunță pe un ton alarmant efectele catastrofale ale modificărilor codului de procedură penală. Pe lângă inepția juridică, probe din care să reiasă indicii, s-a reușit din greșeală, presupun, să-și scadă standardul de probă pentru a face pe cineva inculpat. Legiuitorul cu mânuța lui a scris că pe noua lege ne trebuie probe din care să reiasă indicii temeinice pentru a pune în mișcare acțiunea penală. Până acum era nevoie chiar de probe pe bune din care să reiasă că omul a săvârșit infracțiunea. A explicat pe contul său de socializare Alexandra Carmen Lâncrânjan, procurorul care îl anchetează pe Liviu Dragnea. Și procurorii mai trag un semnal de alarmă. Valuri de dosare vor fi clasate deoarece multe probe nu vor mai putea fi administrate, iar clasările respective privesc dosare de o mare gravitate, precum cazurile de viol, tâlhării, omoruri sau corupție. Voi avea de clasat vreo 1500 de dosare de conducere fără permis sub influența alcoolului sau drogurilor, ucideri din culpă, părăsirea locului accidentului și altele. O să fie simplu pentru mine. Voi pleca și eu la 16 de la muncă, nu mă voi mai duce în weekend. Dar o să fie dureros să văd atâta nedreptate pentru victime. Ce să zic? Atenție în trafic! Scrie un procuror pe contul său de socializare. Prin modificările votate se va interzice acest lucru. Dacă judecătorul nu mai poate semna hotărârea, se va relua procesul. Interesant pentru procesele încheiate deja, ci că se vor redeschide inventându-se un caz de revizuire nemai întâlnit până acum. S-a plâns și judecătorul Cristi Danileț. Printre cele mai importante modificări aduse legilor penale din România se numără faptul că nimeni nu va mai fi suspect pe baza unor bănuieli rezonabile, ci pe probe temeinice. Oricine a fost supravegheat tehnic în dosar, dar nu are nicio calitate în anchetă, poate depune contestație sau sancționarea disciplinară a judecătorului și procurorului din proces, dacă se dovedește că au fost influențați de împrejurări care nu au legătură cu dosarul. Știți ce este interesant? Doamna Lâncrânjan, care se plângea mai devreme de efectele devastatoare ale noului cod de procedură penală, se ocupă de dosarul Teldrum de mulți ani. Acum îl închide Dragnea de sub fund, ca să mă exprim așa, să o citesc pe doamna Chioveși. O să îl închidă pentru că, ce ne spunea domnul Culis mai devreme? Un an de zile dacă nu trimiți, nu asta? Exact. Nu asta se înțelege? Un an de zile dacă nu-l trimiți, nu-i dai drumul, n-ai făcut cercetarea într-un an de zile, la revedere. De câți ani stă Teldrum? Câte volume are Teldrum, dosarul Teldrum la DNA? Că s-a dus domnul Dragnea să-i facă print, să-și ia copie și a zis că n-are bani. Măsura în sine cu privire la clasarea acestor cauze în intervalul între REM și urmărirea penală în persoană,
este greșită, dacă vreți, ca orizont de timp, ca logică juridică. Sunt dosare, și acum ați și prezentat, care au zeci, sute de volume. Dosarele alea nu pot fi, nici dacă procurorii ar sta de dimineață, dacă ar avea program de 24 de ore, efectiv. Nu ai cum să le instrumentezi într-un an, pur și simplu. Deci, domnul Dragnea, ok. L-avem la telefon pe domnul Stelian Ion, deputatul SR, membru în Comisia Juridică. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Ion, ce s-a întâmplat cu codul de procedură penală ieri în Parlament? Până la ora 22 înțeleg că s-a stat acolo să voteze, deci n-ați reușit sub nicio formă să opriți tăvălugul ăsta. Da, e adevărat că nu am reușit acest lucru, însă câteva articole au fost modificate, oricum nesemnificativ față de cantitatea foarte mare de prevederi care sunt absolut halucinante, în sensul în care avantajează direct infractorii și dezavantajează părțile vătămate. Prin această variantă de cod de procedură penală se produce un dezechilibru foarte grav între drepturile infractorilor și ale victimelor. Nu a mai existat în legislația românească, în codurile de procedură penală ale României moderne, o astfel de variantă de cod de procedură. Este fără precedent. În primul rând, această prevedere potrivit căreia aceste norme de procedură se aplică retroactiv, putându-se practic redeschide dosare judecate definitiv. Oamenii aceștia nu se mulțumesc doar cu a-și rezolva dosarele în curs, dosarele care sunt în curs de cercetare penală sau în curs de judecată, ci vor să redeschidă și dosarele vechi în care au primit condamnări definitive. Atât de gravă este situația. Și nu afectează doar această latură de corupție, ci afectează pentru viitor, nu? Nu așa, domnule avocat? Ba da, dar atâta vreme cât s-a adăugat acel text de lege prin care... Lege, exact. Că... S-a adăugat practic ceea ce voia să ne comunice, un nou text pe ceea ce înseamnă revizuirea unei hotărâri. Și nu doar revizuire, s-a adăugat și s-au adăugat noi cauze de recurs în casație, care practic vor produce cu siguranță un val de contestații în instanță pe aceste motive și se vor redeschide dosare vechi. Dar care ar fi consecințele? Bănuiesc că va fi un blocaj în instanțe, că toată lumea va face contestații, va cere revizuiri, va cere... Nu? Deci nu se va mai judeca nimic. Da, cu siguranță va fi un val din acesta. Eu nu mă aștept să treacă de Curtea Constituțională acest text în varianta votată ieri în Parlament, în Camera Deputaților. Am convingerea că... Așa cum a fost criticată în ultimul timp Curtea Constituțională, va admite multe dintre obiecțiile formulate de USR și PNL. Deja lucrăm la această obiecție. Da. Dar mulțumesc. dacă vor trece, va fi extrem de clar, de grav, pentru că se afectează siguranța cetățenilor, nu doar chestiunea aceasta legată de corupție, dar siguranța noastră pe stradă, siguranța noastră și a copiilor. Asta este cel mai grav, dar eu sper că totuși cei de la Curtea Constituțională, care au scris destule trăznăi prin deciziile lor de necontestat, măcar acum să se gândească totuși la siguranța acestor oameni din această țară, că până la urmă politicienii vin și pleacă, dar e vorba despre oameni care pur și simplu vor fi în pericol de acum înainte cu trăsnăile astea pe care le-au scris în codul de procedură penală. Mulțumesc foarte mult, domnule Ion. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. În continuare despre modificările operate de PSD aseară târziu la codul de procedură penală. Povestea cu revizuirea, cred că deja sunteți familiarizați cu ea. Dacă nu s-a semnat motivarea de către judecător, motiv de revizuire. Asta cum e? E în regulă? Păi, dar de ce nu se motivează, domnul avocat, atunci când se dă hotărârea? Cum să motivezi tu după un an? Ce mai știi tu ca judecător după ce ai dat 1001 de sentințe? Regula e în felul următor. Rămânem pronunțare completul de judecată, luăm completul de judecată de fond. Iar ulterior se pronunță o decizie pe scurt, adică din tot ansamblul probator, instanța de judecată constată că trebuie condamnat sau trebuie achitat. Luăm situațiile extreme, nu vorbim de infracțiuni concurente. În momentul în care iei decizia pe scurt, se scrie minuta pe scurt, iar ulterior are un termen judecătorul, este, atenție, un termen de referință de 30 de zile. Dacă este depășit termenul de 30 de zile, știți ce se întâmplă? Nimic.
De ce? Păi foarte pentru rău. Că nu avem o sancțiune propriu-zisă. Adică te poți duce la CSM să faci o plângere că nu ți s-a motivat hotărârea respectivă. Asta este clar. Și sigur, cele mai multe probleme sunt în civil, nu în penal. Pentru că în penal, oricum, termenul de atac îți curge de la momentul comunicării minutei pe scurt, adică nu hotărârii cu toate motivele respective. Vedeți, noastră, în momentul în care se semnează hotărârea respectivă, asta presupune că ar trebui să fie concomitent cu momentul motivării. Nu poate să motiveze un judecător sentința și să o semneze altcineva care nu are habar de cauza respectivă. Că a fost dusă treaba asta și incorporată în motiv de revizuire, sigur că e fără precedent treaba asta. Adică oricine are cel puțin o bănuială că acea sentință nu ar fi fost semnată de către completul de judecată respectiv, o să trebuiască și o să depună cerere de revizuire. Pe care de consecință înseamnă o bubuire a instanțelor de judecată din start. Da, și să spunem și de unde a plecat chestiunea aceasta. Știți că motivarea în cazul lui Liviu Dragnea nu a fost semnată de Livia Stanciu, care s-a dus la Curtea Constituțională și a uitat să mai semneze și motivarea respectivă. Și acum domnul Liviu Dragnea o să ceară revizuirea în dosarul referendumului și probabil o să-l doboare și dosarul ăla. Domnule Chiruță. Păi, concluzia e simplă. Mai bine haideți să cădem toți de acord, să ajungem la o înțelegere de asta națională și să spunem, domne, dăm noi o lege prin care să scape Liviu Dragnea, Tăricianu, Vosganian, Vlase și eu mai știu că sunt, da. Și să ne lase pe noi în pace, pentru că cel mai grav din toată povestea asta nu e că scapă ăștia, sau, mă rog, da, nu e asta cel mai grav lucru, ci să faptul scape, semnalul, semnalul care se dă lumii interlope. Deci există, când a început campania anticorupție, când a început DNA-ul să fie puternic, când a fost arestat Gigi Becali, care avea o aură în lumea interlopă, care a fost arestat, Gigi Becali era important pentru lumea interlopă, că el deja procurorii spunea că nu mă interesează. Când a fost arestat frații Cămătaru, foarte mulți interlopi au zis, bă, dacă i-au luat pe ăștia, că erau vizibili, că nu știu, au început să domolească. Eu am un coleg care a făcut un studiu pe manele. În anii 2007, 2008, 2009, dacă erai un procuror și luai o casetă cu manele, puteai reface toată structura infracțională a unei rețele. Că spunea, dedicație pentru procurorul de la Frankfurt, care are fete, pentru, nu știu, ștabul de Madrid, care trage cu cardul. Ei, când au început avalanșa asta anticorupție și s-au speriat și erau numai dedicații pentru nevasta mea iubită, care... Ei, acum, de fapt, acum se întâmplă, se există foarte mare riscul să se întâmple exact invers. Interlopie să prindă din nou curaj, pentru că, bă, intri în pușcărie, se fac despăgubiri, scap mai repede. Trafic de persoane, violuri, omoruri și așa mai departe, pe când legea este slabă. Deci politicienii exact, se gândesc să scape exact. Ei și bagă toată populația exact, României. Exact, asta e drama, de fapt. Asta e drama. Da? Nu că în ghearele infractorilor. Asta este drama. Mulțumesc foarte mult, domnilor. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem în a doua parte.